John, e Blue Monday și ar trebui, în mod normal, să nu fim chiar atât de fericiți, dar vă spun eu că sunt mega, mega încântat când am podcastul acesta și vă pot prezenta tineri care fac ceva cu viața lor. Astăzi descoperim oameni care renunță uneori la un job foarte serios, foarte bun, pentru a-și urma un vis. Alături de mine, Laura Dori. Laura, bine ai venit în podcast! Bine te-am găsit! Îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația și te rog să-mi dai mie toate emoțiile tale. Da. Pentru că mi-ai zis de la început că ai emoții cât carul, dar nu e niciun fel de problemă. Pentru cei care ascultă acest podcast, hai să facem așa o scurtă descriere a ta, să ne introduci în tot ce înseamnă visuri, carieră și mai ales cine ești tu. În primul rând, cei care au ascultat Europa FM cam tot anul 2019 ar trebui să știe cine sunt, pentru că am fost reporter acolo. Eu am renunțat la facultatea de inginerie chimică din cadrul Universității Politehnică din București pentru că am găsit absolut întâmplător un anunț pe site-ul Europa FM că s-a deschis o nouă rundă de bursele Europa FM și trebuia pur și simplu să trimiți un CV și o scrisoare de intenție și ulterior trebuia să te contacteze ei, să te cheme la un interviu, etc. Am fost întâi puțin sceptică, n-am vrut să aplic, deși îmi doream foarte mult, dar mă gândeam că nu este locul meu acolo. Dar pentru că am citit pe site că nu era niciun criteriu, adică nu era obligatoriu să fii student la facultate de profil sau să fii fost, nu știu, absolvent de filo sau mai știu eu ce, am zis că ce nu este scris este permis. Și atunci o să-mi depun și eu aceste documente. Bine, mama mea m-a sfătuit, m-a încurajat cel mai mult și m-au chemat la un interviu. Adică a fost întâi o mică discuție la telefon, m-au chemat apoi la radio, unde am dat o probă de voce. Și apoi au urmat 2 săptămâni de probă, unde noi am învățat chestiile de bază. Ce e o știre, cum se scrie, ce e o relatare, ce e un sandwich, ce e o corespondență. Și am fost 6, din 6 am rămas 4 și din 4 trebuia să rămânem 2. Și am rămas eu cu încă o colegă și am fost foarte surprinsă pentru că ceilalți erau studenți la jurnalism sau pe comunicare, în orice caz erau în domeniu și erau mai mari ca mine. Și eu eram cea mai mică, aveam 19 ani când am venit la radio și după a urmat, trebuia să fie 6 luni. Dar mi s-a prelungit contractul și am rămas vreo 10. Așa, wow. Din ce spui până acum, lucrez foarte faine și zic asta pentru că sună o oportunitate. Nu e pentru toată lumea, e pentru cei care chiar se decid să facă ceva cu viața lor. Fix înainte să vezi anunțul acesta legat de burse, de oportunitate, ce aveai în minte? Aveam în minte să devin inginer chimist, să lucrez la birou, poate aici, poate în străinătate. Erai la fel de entuziasmată? Nu. Nu aveai acel entuziasm. Nu. De unde venea ideea de a merge la această facultate, de a fi inginer? Pentru că eu terminasem științe ale naturii și aveam în cap ori medicină, ori ceva tot cu chimie, cu biologie, ceva în domeniul ăsta. Și pentru că era safe, pentru că știam că există locuri de muncă o grămadă și aici și în afară. Și pentru că eu n-am intrat la medicină și asta nu mi-e rușine să recunosc. Ți-ai fi dorit să intri la medicină? Nu. Ok. Tot așa a fost. S-a dat să intre părinții la tine. Uite-mă că nu vrea la medicină, dar totuși era să intre acolo. Era să intru, dar nu mi-am dorit cu adevărat și nu s-a întâmplat. Apoi m-am dus la interviu, a fost o admitere așa pe bază de interviu, n-a fost un examen foarte serios. Am intrat cu bursă, am avut și bursă cât am fost la poli pentru că am avut o medie din asta astronomică de admitere. Dar nu eram fericită acolo, deci chiar nu îmi făcea plăcere, nu știu, mă simțeam. Bun, dar ce au spus părinții tăi în momentul în care tu ai spus stop unei facultăți? Și hai să fim serioși acum, că sunt oameni care s-ar putea să ne critique sau oameni care să nu înțeleagă okay, cum să renunți la facultate pentru, nu știu, un pseudo-job, un ceva care poate astăzi merge, mâine nu merge. Ce au zis părinții? Mama m-a susținut. Deci mama mea chiar a fost foarte înțelegătoare din punctul ăsta de vedere. Și tata încă mai face așa reproșuri câteodată. Mai cerebral. Mai da, mai îmi spune câteodată, bine, nu foarte des.
dar nu m-au împiedicat sau să-mi spună că nu-ți mai dăm bani sau să mă pedepsească în vreun fel sau nu, în niciun caz. Și eu am renunțat așa treptat. Întâi am zis, hai că nu mă mai duc la cursuri care nu erau obligatorii, mă duceam doar la laboratoare și într-o zi am zis, știi ce, nu mai, deja gata, nu mai suport, aveam niște laboratoare din alea foarte grele, zic eu nu mai pot, nu mai fac față, trebuie să renunț ori la radio, ori la facultate, că nu mai merge. Și am zis, eu renunț la facultate, nu. A fost așa o decizie, nu știu, cumva pe moment. Mm-hmm. Da. E o decizie pe care în momentul de față presupun că nu o regret. Nu o regret absolut deloc. Mm-hmm. Mai bine risc și câștig și okay. O să am o meserie care îmi place. Poate nu o să câștig atât de mulți bani, dar asta e ok, că pot să mai completez cu alte proiecte, decât să stau acolo într-un birou, un om nefericit și înconjurată de cifre și, mă rog, ce mai presupune ingineria. Presupun că așa a fost cel mai bine pentru mine și că am făcut alegerea bună. Cum arată pentru tine presa din ziua de astăzi, presa din România? Nu prea îmi place ce văd. Adică dăm știri serioase și după începem cu cancanuri, cu din astea ori chestii senzaționale, așa, sau știri care nu interesează pe nimeni, despre animăluțe de la din junglă, ce a făcut un pinguin, de astea. Bine, astea sunt niște informații de umplutură, dar sunt uitându-te așa, mai de ales în presa națională, nu vreau neapărat să dai nume, dar îmi doresc din suflet să-mi spui dacă ai după cine să te iei. Dacă atunci când tu îți dorești să culegi informație, poți să ai încredere într-un anumit trust sau poți să spui nu și ăsta e, nu știu, corupt sau e dezinformat sau dezinformează el pentru că e plătit pentru asta. Am un singur site. Așa. După care mi-au informațiile. Da. Dacă vrei pot să-ți dau și nume. Ziare.com, Mediafax. Nu, care... este site-ul Europa FM. A, deci, bun, practic experiența asta te-a făcut pe tine să înțelegi că ai de unde să-ți culegi știrile pentru că... Pentru că sunt oameni pregătiți, sunt oameni bine informați, sunt oameni care fac un research înainte să pună o informație pe site, care sună persoanele implicate. Teoretic, toată lumea ar trebui să facă treaba asta. Toată lumea, bineînțeles. Tu, în calitate de jurnalist, dacă publici o știre, ar trebui să te informezi, să afli măcar trei surse, nu știu. Că e Google-ul prima sursă, că mai e încă un prieten sau un coleg, că mai e pe încă cineva. Dar să tot dai publish la niște informații pe care tu le vezi și vrei să fii primul, e o problemă. Și apropo de asta, vreau să te întreb, ce crezi că e mai important în jurnalism? Să fii omul care creează știrea? Adică să fii cel care dă tonul informației sau să fii persoana care analizează informația respectivă, îi mai adaugă ceva, după care o aduce în fața cititorului? Cred că e important să mai adaugi, adică să vii eventual cu un background, să ai, nu știu, o anchetă bine documentată, decât să vii așa cu știri angro, cum le zic eu. Asta mi se pare că nu e o soluție să informez pe cineva. Mi se pare mult mai ok cum fac, nu știu, cei de la Libertatea, așa, care au și surse într-adevăr, dar au și jurnaliști buni care știu să împacheteze totul într-un articol, să zici, bă, chiar am aflat ceva de aici. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Facem ca un soi de studiu de caz, da? Eu sunt posesor de smartphone, am instalat WhatsApp-ul pe telefon și am primit un video de la un prieten de încredere care mi-a zis, frate, uite-te la chestia asta că m-a speriat. Și acel material video prezintă anumite informații vis-a-vis de vaccinare, printre care că nu e bun sau că e bun, dar doar pe jumătate, sau că există ceva ce nu ar trebui făcut decât în anumite condiții. Cum fac eu, în calitate de utilizator, de om de rând, cu job, cu copii, cu toate cele, să nu mă las influențat de o informație, de, poate chiar de un fake news care circulă pe WhatsApp? Și cum fac să pun întrebarea potrivită pentru a nu fi păcălit, spălat pe creier?
Bun, asta mai ales că ai adus vorba de vaccinare, e foarte important să ne informăm din surse sigure, dar, pe de altă parte, nici campania nu este făcută așa cum ar trebui. Deci este normal ca oamenii să aibă întrebări sau și mai și să vină cu tot felul de teorii ale conspirației care sunt foarte mișto și foarte credibile, ca să îți pună semne de întrebare. Deci asta pornește de la o altă sursă, practic de la guvern și de la autorități care nu sunt în stare, și o spun, să facă o tânără de 21 o campanie de ani, e ca lumea de părere. Vaccinare. Spui că campania asta, din punctul tău de vedere, nu arată bine, nu-ți place. Nu, în niciun caz. Cum ți-ar fi plăcut să se desfășoare această campanie? Cum mi-ar fi plăcut? Să vină o vedetă. Deci, așa. Pentru că asta ține. Asta ține și asta a ținut dintotdeauna. Când s-a vaccinat Elvis Presley contra poliomielitei, așa, au crescut vaccinările cu 90%. Deci asta este soluția. Să-ți vină o vedetă, cineva influent. Adică, uite, mă, și-a făcut Florin Salam vaccin. Trebuie așa să-mi fac și eu. Okay. Bun. Am dat un exemplu. Acum e în funcție de fiecare. Bine. Întrebarea mea pentru tine e așa. Iohannis nu e vedetă? Au apărut tot felul de teorii ale conspirației și în și în privința lui Iohannis, că ar fi fost acu retractabil, că tot felul de, dar pe Iohannis nu-l place toată lumea. Pe Iohannis nu-l plac mulți. După vaccinul pe care l-a făcut președintele, timeline-ul meu, Facebook-ul meu urla cu cât de bine este făcut, cât de mult trage la sală. Eu cred că românul are așa o doză de a face haz de necaz. Da. Îi place să distribuie mai departe informații care nu au neapărat un conținut relevant. Dar până la urmă președintele s-a vaccinat și asta e informație. Că e bine, că nu e bine, că e conspirație, că n-a fost acul, că era, nu contează. Este sau nu popular omul ăsta? Este sau nu o autoritate pentru societate? Este o autoritate că este președintele, dar asta nu înseamnă că este și simpatizat. Pentru că nu de toată lumea. Nu mai este, cel puțin nu mai este cum a fost. Tu ești dezamăgită? Câțiva ani, evident. Am înțeles. Și asta cred că ar fi fost mai potrivită o vedetă sau mai avem altcineva. Vedete în România? Mă rog. Cineva cine voie să-și facă vaccinul ăsta, să se pună pe YouTube peste tot, pe Instagram, pe TikTok dacă vrei, ca tu să spui, da, gata, m-a convins, e ce trebuie, mă duc. Stai să mă gândesc, cine aș fi vrut eu? Nu Florin Salam, evident, nu știu, poate. Mi-am dat seama că Florin Salam, da. Trecem peste. În afară de omul ăsta. Dă-mi un exemplu, cine ar trebui să fie? Adrian Despot. Ok, deci practic tu ai o persoană publică pe care o plași foarte mult. Da. Și dacă Despot se vaccinează, te vaccinezi și tu. Da. Bun. Până aici n-am niciun fel de problemă. Dar uite, dacă ar fi pe mine să mă întrebe cineva treaba asta, eu n-aș fi de acord. Adică pe mine nu mă interesează că o persoană influentă să se vaccineze ca să mă convingă și pe mine. Ci mă interesează o persoană avizată, o persoană care știe despre ce este vorba, să vină în fața oamenilor și să le spună, uite, asta e bine, asta nu e bine. Și gândindu-mă la campania pe care au făcut-o oamenii ăștia la nivel de țară, au venit niște specialiști care au zis, bă, vaccinul e bun, e sigur. Nu știu dacă au dreptate sau nu. Dar mi se pare că au mai multă influență oamenii care sunt în domeniu decât oamenii care cântă. Nu, aici te contrazic pentru că foarte bine, asta e și ideea. În teorie, da, e bine că vin oameni avizați, dar asta nu prinde, cel puțin nu prinde în România. Deși pe hârtie îi pare o idee genială, că uite, vin niște oameni cu studii. Dar pentru noi, pentru români, chestia asta nu funcționează. Adică noi spui, da mă, e bine ce zici, dar România nu. Dar România nu funcționează așa. Exact. La români și cu capra vecinului, știi? Adică trebuie să se vaccineze o vedetă sau trebuie să auzi tu că s-au vaccinat nu știu ce rude sau, înțelegi? E aici un fel de lanțul slăbiciunilor. Adică noi nu facem alegeri în funcție de obiectivele noastre sau în funcție de cum ne informăm, facem alegeri în funcție de ce spune vecinul. Da. Grav, foarte grav. Dar hai să ne întoarcem la tine. Tu ca om, ca cetățean, tu cum faci alegerile? Nu, eu mă informez și nu mă las influențată. Deci chiar dacă uneori fac pe avocatul diavolului și toată lumea se ia de mine și uneori mă exclud sau în fine ești stigmatizat, dar nici nu au răbdare să-mi asculte argumentele
Și nici eu recunosc, nu prea mă chinui să le explic, pentru că văd că n-am cu cine și de asta nu am atât de mulți simpatizanți. Dar Pentru te-ai că mai gândit că poate fac nu avem chestia asta. Timp? Te-ai gândit că suntem foarte limitați în puterea de decizie? Da, și asta e adevărat. Nu mai avem timp să ne informăm, să ne luăm date din nu știu câte surse, ok, avizate. Pur și simplu vedem și noi ce fac restul și urmăm și noi trendul, mergem cu valul. Cam asta se întâmplă în România, cel puțin nu vorbesc de alte țări pentru că nu cunosc. Cum arată tinerii din punctul tău de vedere? Ai 21 de ani, suntem încă prinși în ideea asta de a sta în casă și de la tine putem să luăm cel mai bine pulsul. Tinerii mi se pare că, nu știu, sunt ușor de influențat, sunt ușor de manipulat. Ei nu-și pun întrebări. Nu vreau să jignesc, dar trebuie să spui niște întrebări, pentru că altfel am fi cu toții o adunătură de găini. Și mai ales în contextul ăsta al pandemiei, e foarte bine că au venit niște oameni care au pus niște întrebări, pentru că altfel nici comunicarea guvernului de până acum n-ar fi fost dacă n-ar fi venit oamenii ăștia să-și pună niște întrebări. Deci guvernul a comunicat, e bine că a comunicat și, mă rog, informația până acum, datorită acestor oameni. Ne înveți și pe noi? Cum? Ce să vă învăț? Să ne punem întrebări. Ah, cum da, se formulează o întrebare? Trebuie să spui niște întrebări. Este, nu știu, este vaccinul safe? Care a fost de fapt treaba cu toată pandemia, cu tot virusul, cu simptome, cu asimptomaticii care ba transmit virusul, ba nu-l transmit? Deci au fost și foarte multe contradicții. La început, nu știu dacă mai țin minte, purtați mască doar dacă sunteți răcit sau în apropierea oamenilor bolnavi, adică nu e nevoie să purtați. Acum, dimpotrivă, da, tot timpul, mereu și în somn. Deci, normal că ai ajuns să deci spui niște întrebări. Deci ești foarte supărată, eu observ da, că ești sunt foarte supărată, supărată pe poveștile astea. Da, sunt foarte... Când ai mințit? Atunci sau acum? Adică, dacă ai o informație... Deci o... asta e întrebarea ta, tu, tânăr la 21 de ani, da. Când... Am mințit puterea da. La început sau acum? Da. Dar poate și puterea asta a avut nevoie de un timp până când a învățat mersul lucrurilor. Știi că e greu să te surprindă o pandemie, să fie prima pentru mulți dintre noi, pentru toți, și să dai un mesaj, să-l comunici așa direct. Iar multe dintre lucruri e bine să nu le faci dintr-o dată. Nu închizi toate ușile, închizi două, trei, să mai învață o muncă, trei, patru, până rămân două, trei. Și trebuie să mergi și să intri pe ele doar dacă porți mască, dacă nu, nu. Nu știu, mi se pare că s-au hazardat să vină cu certitudini, adică n-au pus, cum să zic, eu trebuie să pui chestiile astea un pic sub semnul întrebării ca să știe și oamenii că există loc de interpretări. Dar cum veneau ei sigur toți la început și spuneau că nu este nevoie de mască, asta e o simplă răceală, nu trebuie să vii așa, să fii și atât tu ce de consideri? Sigur. Despre purtatul măștii. Care e părerea ta? Care e părerea mea? În spații deschise nu-i vă rostul și în spații închise aglomerate, da. Cu amendamentul că trebuie să fie conform, adică nu... Și cum îmi dau seama că e conform cu... Văd ce standard? Zice OMS-ul. Ah, ok. Și dacă nu mai ai încredere în OMS, că la un moment dat cineva în America a spus, băi, nu mai mergem cu voi că nu ne place... Asta e alegerea, mă rog, țării respective, a persoanei respective. Ce vreau să spun sau să spunctez este că fiecare dintre noi, până la anumită vârstă, își face o idee despre cum funcționează viața. Iar ideea asta despre viață, cel puțin din punctul meu de vedere, are niște valori, niște stâlpi. Cum ai spus tu, OMS-ul, da? Ok. De acord cu tine. Zic care sunt valorile tale. Tu la 21 de ani, pe ce te bazezi? Ce repere ai? Nu știu, mi-ar fi greu să spun. Eu, în primul rând, vreau să fiu informată. Asta pentru mine e cel mai important. Și să fie oamenii cinstiți. Adică, bă, e ok să recunoști când nu stăpânești un subiect, când mai ai semne de întrebare. Pentru mine asta este cel mai important. Să fii sincer. Spune, încă nu știm, sau despre vaccin, cum spuneau, că este 100% sigur, este
trebuie să ai o rezervă. Adică nu te arunci așa în valuri și după nu mai știi ce se întâmplă cu tine. Asta zic. Cinstea e cea mai importantă. Deci tu spui că trebuie să fim sceptici. Da. Să ne punem mai multe întrebări, da. Să ne acceptăm totul de-a gata. Da. Da? Absolut. Dar nouă ne place să fie mai simplu, să apăsăm pe un buton să funcționeze lucrurile, să cumpărăm un kit de supraviețuire pentru următorii 5 ani și să nu ne întrebăm ce a fost cu noi în momentul ăla. Bineînțeles că ăsta e cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci, dar nu este și cel mai corect. Mm-hmm. Eu așa cred că trebuie să îți pui niște întrebări, trebuie asta, să fii sceptic. E suficient, nu este suficient să crezi, este important să urmărești acțiunea. Putem să spunem noi acum foarte multe lucruri. Important este să vedem dacă atingem un anumit rezultat. Dacă deciziile noastre sunt pe baza reclamelor pe care noi le vizionăm sau dacă noi chiar am avut o putere de decizie. Laura, hai să ne întoarcem la vis. Dacă e visul tău, e clar că trebuie să-l exploatăm. Acum avem așa, audio, video, avem Spotify, avem YouTube, avem TikTok, avem Snapchat, avem toate mediile de comunicare disponibile ca să facem ceva, să transmitem o informație, fie că e vorba de simplă socializare, fie că e vorba de un, nu știu, de un show. Da? Ești în momentul în care poți face tot ceea ce vrei. Serios. Adică ești în momentul în care nu poți să spun, îți pot spune foarte mulți nu, dar tu poți să treci peste acele nu-uri ca să ți îndeplinești visul sau visurile. Care e cel mai mare vis al tău? La momentul actual este să mă întorc la radio. Uhum. La radio în formula pe care o știi sau la radio oricare ar fi el, dar să încep să ai voce? La un anumit post de radio. Okay. Nu la orice, pentru că eu am și... E și latura asta afectivă, pentru că este un radio de care sunt foarte legată, am multe amintiri pe muzica respectivă. De ce am impresia că nu e același radio? Pentru că nu este. Serios? Nu e Europa FM? Nu. Ok. Zine! Nu este Rock FM. Așa. Europa FM am avut, deci am avut două perioade în care am ascultat aceste două posturi de radio. Europa FM a fost în perioada copilăriei până prin clasa a șaptea. Și cam din clasa 8-a, 9-a încolo, tot liceul, a fost Rock FM. Pentru că s-a schimbat muzica pe Europa FM, nu mai îmi plăcea și am început să caut alt post de radio care să... Și care credeam că o să spui Kiss FM, știi, că poate mai aproape de vârsta ta sau... Da, eu nu sunt, poate sunt excepția care confirmă regula, nu știu. Eu nu fac parte din targetul Kiss FM, Radio Zoo, Pro FM. Nu e genul meu de muzică. Foarte bine. M-aș ofili dacă aș sta acolo în studio 4 ore într-o emisiune și să ascult piesele alea. Nu, n-aș putea. De-am înțeles că multe dintre intervenții sunt înregistrate, chiar dacă ele par a fi în direct. Că până la urmă să fii la radio pe un post național înseamnă să-ți exprimi ideea în 30 de secunde, unde de fapt începuturile, momentul în care tu deschizi gura, momentul în care spui cât e ceasul și ce piesă a fost și în mai puțin de alte 20 de secunde, deja le spui un pup și ce urmează. Da, ți se pare că mai e o esență treaba asta? Da. Da? Mi se pare foarte mișto. Cum trebuie să-ți concentrezi acolo, cât durează intervenția, cât e ceasul, ce piesă a fost, o informație, o știre, o chestie. Dar și informația e foarte compactată, nu simți nevoia să vorbești mai mult? Bine, asta cred că e un defect al meu, dar să zici mai multe. Bine, întotdeauna poți să-i direcționez pe oameni în locul de unde ai luat tu informația. Adică asta nu e nicio problemă, mai ales când e site-ul radioului. Pe băieți cel puțin îi iau tot timpul. Mai multe detalii pe rockfm.ro. Adică... A, deci tu vrei și partea de site. Au Laura, și site. Ce e asta? Un telefon. Perfect. Știi că telefoanele astea sunt din ce în ce mai performante și au opțiunea de reportofon. Da. Și nu orice reportofon, ci unul de calitate. Tu dacă apeși pe butonul ăla de rec, poți să începi să te înregistrezi. Și ideea pe care tu o ai poate să poarte o temă, un titlu, orice titlu vrei tu. Ce vor mușchii tăi? Nu are nimeni niciun drept să spună altceva. Și poți chiar să-i adaugi o descriere. După ce ai făcut chestia asta, informația aceea audio o poți urca pe foarte multe canale. Și poți să-ți faci, nu știu, propriul tău podcast, propria ta emisiune.
Da, mi-ar plăcea foarte mult, dar nu știu, mi se pare că e foarte greu să crești, să ai urmăritori, mai ales când sunt atâția creatori de conținut. Nu știu, mi se pare că e foarte greu să te remarci, știi, să Și nu e ieși în interesant să fie lume. greu? Ba da, Că dacă e ușor, toată lumea vrea. da, așa e. Asta așa e, dar nu Și știu, ideile tale am... sunt ideile tale, adică nu Da, toată lumea gândește ca tine. știu că sunt originale, că sunt ale mele, dar nu știu, nu am considerat eu așa că am deschiderea asta să mă înregistrez, să-mi fac propriul podcast, deși poate acum că mi-ai zis, nu știu, nu să mă mai gândesc. Sunt Nu vreau așa, să-ți dau sunt... speranța, nu asta e intenția mea, ci eu te întreb, băi, știi că există treaba asta? Da, știu, m-am, știu că Perfect. sunt o mulțime de Poți să oameni te care au înregistrezi, canal de adică. YouTube, care Perfect. au... Ce te costă? E gratuit, din câte Deci, știu. ce te costă încă o dată? Nimic. Ba nu, ce te costă? Timp? Bravo. Idei? Timpul ăla e cel mai important. Adică, dacă tu poți să-ți aloci un 2-3 ore, o dată pe săptămână, pentru a pune la punct, nu știu, o idee, pentru a vorbi ceva din ceea ce dorește publicul tău, n-ai cum să nu crești. Ești așa sigur? Păi sunt oameni care în mașină s-au săturat de radio și vor să asculte altceva. Și intră pe telefon și apasă pe un podcast. Și te ascultă pe tine sau ascultă podcastul ăsta pe care îl avem noi acum. Ești atât de sigur că apasă pe un podcast și nu pe playlist-ul făcut special cu muzica lor? Noi avem aici niște oameni foarte inteligenți. Și răspunsul meu este da, sigur apasă pe ceea ce ei își doresc. Asta înseamnă a alege. Nu e vorba despre un playlist și atât. E despre a o căuta pe Laura Dori pe Spotify și a vedea ce a spus în podcast generația lui John. E despre oamenii care intră pe Observatorul Prahovean ca să afle efectiv ce știri sunt acolo. Asta trebuie să fie comportamentul. Da, mie mi s-au părut întotdeauna, am fost de părere că doar oamenii care au notorietate sunt căutați, mai ales în podcasturi sau uite, Păi a da, dar fost. Laura Dori deja e. Nu. Nu? Nu. De unde pesimismul ăsta? Ne, știu eu. Am înțeles, trebuie să crești. Toți oamenii au avut un punct zero de la care au pornit, sau poate au fost sub nivelul mării. Bun, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Wow. Ți-am spus că podcastul ăsta durează extrem de puțin și mai e și doar o dată pe săptămână. Trece repede. Da. Și atunci doresc să te întreb dacă ai un mentor, dacă ai o persoană importantă la care tu apelezi ca să te echilibrezi, să te, nu știu, să-ți influențezi cumva mintea, sufletul, deciziile. Din familie sau... Oriunde, poate să fie omul de la colț de stradă, nu contează, nu-ți bate capul cu asta. Cred că singura e mama mea cu care pot să vorbesc aproape orice și cu care mă sfătuiesc și întotdeauna mă ajută să fac alegerea bună. Cred că ea ar fi singura la care merg așa, la sigur. Și în rest, pe altcineva nu, mai Și bine... despot, că ai zis mai devreme. Da, cu Adi Despot nu vorbesc, din păcate nu am posibilitatea. Ți-a dat cu sin până acum. Nu, nici ne-am scris, adică Păi uite, nici măcar nu i-ai știam că scris. oricum o să-mi dea sin. Nu e Come adevărat. on, Nu e adevărat. toți Asta e fac un mindset. Nu e, asta. eu nu sunt de acord cu tine. Cum poți să știi ceva înainte ca acel ceva să fie făcut? Mă gândesc și eu că este tita mai personalitatea, e un artist. Are patru mâini. Nu. Are cinci picioare. Nu, dar are o mulțime de urmăritori pe Facebook, pe Instagram. A, deci oamenii Este... nu sunt ei, oamenii sunt ceea ce cară în spate. Da. Am înțeles. Nu sunt de acord cu tine, dar nu trebuie să-mi dai dreptate, ci să studiezi să vezi dacă îți dă Ok. cu sin sau nu. Te spui, bună Adi, despot. Bună ziua! Bună ziua! Îmi place piesa ta. Dar îmi mai place și dacă nu știu ce. Trebuie să. Eu sunt sigur că oamenii ăștia sunt la fel de umani ca noi. Important este să interacționăm cu ei. Mai am o singură întrebare pentru tine și practic e de fapt o rugăminte către recomandare. Zi-mi nu ultima carte citită, ci o carte care până acum ție ți-a plăcut, ți-a făcut cu ochiul. Ai zis, da mă, merită, mai vreau. Da, am una. Nu mai știu autorul, dar se numește exact așa, Cum funcționează viața. Așa. Și este o carte despre cum ne atragem singuri lucrurile bune. Sunt și chestii științifice, cum îți trimiți intenția în univers. Cam despre asta ar fi vorba. Și spune acolo că
o chestie foarte importantă este să te imaginezi acolo și gândul respectiv să te entuziasmeze. Și mie mi s-a întâmplat chestia asta, chiar mi s-a întâmplat, cu Europa FM Live pe plajă, pe vremea când n-aveam absolut nicio treabă, nici nu mă gândeam vreodată că o să ajung acolo. M-am imaginat când îmi scoteam telefonul pe plajă și îi filmam pe banc. Și exact asta s-a întâmplat. Wow. Wow, e bună și recomandarea și îmi place foarte mult și legătura pe care ai făcut-o între carte și experiență. Și eu care îmi gândeam că o să spui că ți-ai închipuit că într-o zi o să te cheme John la podcast. Da, e ok, mai am de tras, mai am de muncit. Final de podcast și atunci rogu-te să transmiți un mesaj pentru cei care ne urmăresc acum pe Observatorul Prahovean sau ceva mai târziu. Le spun întotdeauna să își asculte inima, pentru că asta este cel mai important, să facem cum simțim, pentru că am făcut o alegere foarte rațională, care nu m-a mulțumit absolut deloc și până la urmă tot am ajuns să mi-ascult inima. Așa că nu e mai simplu să o ascultăm de la început. Laura, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Mulțumesc. Succes, eu. Ține-te de treabă și cum ajungi la vreun radio, zi-mi și mie, să îmi cumpăr un potențiometru, să reglez pe frecvență sau nu știu, să te ascult pe online pe undeva, online. Că ar fi păcat. Mulțumim tare mult. Tare mult mulțumim că ați fost atenți la acest podcast. Nu trebuie să ajungeți la 30-40 de ani să munciți an la rând în corporații ca să vă dați seama că viața voastră are un sens. Nu strict rațional, ci un pic și cu emoție și că ceea ce vă place să faceți este de fapt destinația. John, să ne auzim data viitoare, adică luni la 13. Până atunci, numai bine. La revedere!